încă o dată sper că ați avut o săptămână binecuvântată și că acest sfârșit de săptămână ne prinde sănătoși, bucuroși, bucuroși că Dumnezeu este de partea noastră, că știm adevărul, că ne putem încrede în El, în credincioșia Lui. În seara aceasta, vineri seara, cum v-am obișnuit, vin în casele dumneavoastră cu alți doi slujitori. De data aceasta am pus împreună un păstor și un dirijor de fanfare. Să vedem cum se împacă aici în emisiune, că în viața de fiecare zi se împacă destul de bine. Am bucuria să-i spun bun venit fratelui păstor Deni Pinca. Bun găsit! Mulțumesc că ai venit, Domnul să-i binecuvinteze. Și fratelui Ban Emanuel, zis Puiu, că dacă zic Emanuel nu știe lumea. Bine ai venit, Puiu! Bine v-am găsit! Cum sunteți? Să vă binecuvintez! Cum? Mulțumim Domnului! Bine. Bine, bine, că așa suntem, măcar în prima fază. Bine că suntem bine, bine că nu ne întreabă lumea ce înseamnă bine. Cum ești, Puiule? Mulțumim bine, sănătoși, prin cel mai important lucru, să avem sănătate. Încă Domnul ne ține în sănătate și harul. Da, da, da. Să le spun că tu ai aflat cu câteva minute înainte că vii la emisiune sau să nu le spun? Liniștit. Da, să le spun. Nu, că da, lumea crede că și tu ai știut cu vreo săptămână înainte. Da, chiar are câteva minute. A venit să înlocuiască pe cineva, că așa este viața cu surprize, da? În ce etapă a vieții sunteți? Ben? Depinde în ce perspectivă. Am zis eu tu cum vrei, că ești predicator, știi, să le împletești. Mulțumim Domnului pentru toate lucrurile. Acum trăim vremuri interesante, care schimbă puțin topica vieții fiecăruia, dar mulțumim Domnului că El este deasupra tuturor și le conduce în chip minunat. Dacă până acum era o minune să te vindeci, acum e o minune să rămâi sănătos. Mulțumim Domnului pentru... Și care e mai grea pentru Dumnezeu? Să te ține sănătos sau să te vindece? În orice circunstanțe rămâne Dumnezeu. El rămâne Dumnezeu, să vii să fie căsătorit? Da. Căsătorit de 22 de ani. Ieri am avut 22 de ani. Aole, frumos, Domnul să-l binecuvinteze. Un băiat, student. Mulțumim Domnului pentru... Băiat deștept, seamănă pe maică sa. Da, da. Așa. Puiu? Ca și fratele păstor, la fel pot să spun că mulțumim Domnului pentru că ne ține în sănătate. Cred că cel mai important lucru este să ai sănătate. Deși omul nu prețuiește lucrul acesta până nu ajunge într-un spital sau până nu dă de o boală. Vremurile sunt încurcate, sunt ciudate, sunt zile grele. Străim zile grele. N-am putut să credem că bisericile vor ajunge să fie chiar închise. Să trecem pe lângă biserici, să nu reușim să mergem, să avem părtășii cu frații noștri, să putem să ne bucurăm de lucrul acesta. Dumnezeu mi-a rezuit o familie, m-a binecuvântat cu o soție și avem o fetiță, suntem de 15 ani împreună. Am o fetiță care o deja împlinit 13 ani, e la școală. Este greu și pentru copii cu ocazia aceasta, pentru că au ajuns să studieze online, nu mai pot să meargă nici la școală. Poate ce ne vine nouă greu să credem și nouă spune e greu și că toată ziua trebuie să fie cu părinții, dacă mai sunt și părinții pe acasă cu telemuncă, da. Măcar tu nu ești cu telemuncă. Eu nu pentru că se zice unul de natură că trebuie să fie pe teren și să fie pe. Bun, dacă tot am vorbit de familie, de copii, eu încerc când vin cu oamenii în fața publicului care ne urmărește să arăt un pic și partea reală a noastră, mai ales la slujitori, că și noi suntem oameni între oameni. În ce familie te-ai născut și ai crescut bine? În familie creștină, baptistă, să spun așa, în Sibiu. Sibiu? Da. Și am avut harul să cresc în biserică. Am observat că pe măsură ce îmi îndeplineam anumite chemări, anumite sarcini, Dumnezeu dădea altele. Și în felul acesta El a condus viața mea, încât să intru în slujire pentru El. Încă din copilărie, în jur de 12 ani, am avut prima dată când m-am rugat Domnului să vină în inima mea la ora de copii. Și după ce se încheie ora de copii, învățătoarea întreabă pe copii, vreți să știți cine a spus o rugăciune sinceră? Toți au răspuns în cordan, afară de mine. Și
a zis Beni, a spus o rugăciune sinceră, chemându-L pe Domnul să vină în viața mea. Și a fost încă o confirmare pentru mine. Am zis, dacă învățătoarea a realizat că m-a rugat din toată inima, atunci cu siguranță Domnul m-a ascultat. Și încă de atunci, de la 12 ani, am văzut lucrurile altfel. Am împărțit oamenii în două categorii. O mare care merge spre pierzare și o altă categorie care merge pe calea vieții. De atunci am avut foarte clar această distinție și m-am lăsat folosit de Dumnezeu așa, după planul Său, după voia Lui, în măsura în care El hotărăște să conduc pe alții pe calea vieții. Ai spus foarte multe lucruri faine, totuși unul mi-a rămas în minte și vreau să te gândești, o să-mi întreb ceva pe Puiu despre familia în care te-ai născut și ai crescut tu. Și la mine întrebarea chiar e foarte sinceră, dacă atunci când ai spus că am avut harul să fiu în familie de creștini practicanți, creștini baptiști, sau am avut harul să cresc în biserică, dacă ăsta e un defect profesional, noi toți zicem că harul, sau chiar a fost o chestie și poate să-mi spui, ce înseamnă asta pentru un copil? Ce privilegiu are el că se naște într-o familie cu oameni temători de Dumnezeu? Sau într-o biserică unde oameni caută pe Dumnezeu? Puiu, tu? Eu tot la fel am crescut într-o familie în zona religioasă. Nu. Părinții mei erau din Valea Jiului, din Lupeni, din zona minieră. Atât taică-mea, atât și maică-mea. Erau de origine de acolo. Suntem trei frați, am două surori, părinții mei au plecat la Domnul de multe vreme. Dar vreau numai atâta să spun, taică-meu era, a fost și el din familie de fanfariști, a fost dirijor de fanfară. Dumnezeu l-a binecuvântat ca să poată să instruiască vreo 10 fanfare în total în împrejurimile... Acum știu de unde îi se trage. Și nu, eu n-am reușit să am râvna care a avut-o el. Am reușit doar numai trei fanfare să învăț. Stai, dar sperăm să putem să lăudăm pe Domnul. Deci avem dorința aceasta să lăudăm pe Domnul. Ceea ce vreau numai să aduc ca și o remarcă, a fost... Maică-mea a fost dintr-o familie de romano-catolici. Și a fost foarte tare marcată când au pierdut părinții mei primul copil. Noi trebuia să fim patru frați. Când a pierdut-o pe prima noastră soră, care, de fapt, a murit la 3 luni, atunci Dumnezeu i-a vorbit și s-a întors și a la Dumnezeu. Și a fost pentru noi un model, o mamă model, care s-a rugat întotdeauna pentru noi, s-a rugat pentru binecuvântarea noastră. Și s-a rugat pentru ca să slujim pe Domnul. Ne-am bucurat, ne bucurăm, susțin fanfara, susțin fanfariștii. E tot acolo, și trag tare ca fanfariștii să lase niciodată. Mi-ai răspuns așa, mi-ai citit gândurile, mi-ai răspuns la două întrebări și o să mă duc la Beni. Ce ți-a rămas în minte de la tata și de la mama? Și am observat tata cu fanfara, cu lucrare și mama cu rugăciune. Da. Și vreau să recomand tinerilor și mai ales copiilor din bisericile noastre, ca să mulțumesc Domnului pentru, cum a spus fratele păstor, pentru harul acesta, că poți să ai cunoștințe de mic copil, poți să crești într-o biserică, poți să crești într-un alt spirit, poți să cunoști pe Dumnezeu mai mult. Ai mai multe ocazii ca să chiar să te poți converti, să te poți întoarce la Dumnezeu, să-ți modereze, să-ți formeze viața. Îți aduci aminte cine a fost păstor pe vremea aceea? Deci așa, istoria mea este foarte interesantă. Părinții mei s-au mai mutat în mai multe județe. Eu m-am născut în județul Alba, în Ocna Mureș. Am ajuns la Cluj. Acolo aș vrea numai să mă opresc la biserica din Iris, din Cluj. Mi-a fost fratele Vădan păstor pe vremea aceea, în 83. La 13 ani, când m-am hotărât pentru Domnul. Împreună cu sora mea mai mare, ne-am botezat împreună. Ea avea 14 ani. Bun, mă întorc la tine. Vreau să știu de ce te-ai hotărât. Zi-mi vis-a-vis de familie. De ce har să crești în familie, în biserică? Fără îndoială, harul este fervit. Dacă începem, așa cum a spus și Puiu, de la partea muzicală, expunându-te și având o educație muzicală, trăiam în vremea comunistă, în care profesorul, văzând cum solfegiez la muzică, mi-a luat cartea să văd dacă nu cumva sunt scrise notele acolo. Deci... Azi am aflat că ești foarte bun cântăreț. E clar o
oarecum făceam referire și la acest aspect când am spus că achitându-mă de anumite datorii, să spunem, sau de sarcini pe care Dumnezeu mi le-a dat, au venit alte responsabilități pe măsură ce creșteam. Așa cum spuneam, începând de la partea muzicală, expunându-te, este o educație pe care o ai. Acum aș vrea să ziceți asta mai mult. Eu încerc să le spun părinților, încerc să le spun părinților, oameni buni, muzica este o limbă străină. Când biserica îți oferă de multe ori instrumente, îți oferă profesori, îți oferă caiete, îți oferă căldură, toate, să nu strimiți copilul să învețe la orice instrument, la orice formație, zic, tot, alții ar plăti bani grei și alții plătesc bani grei. Da. Și altfel te dezvolți. Accentuând sau având și această parte muzicală, care fără doar și poate crește inclusiv inteligența. Hai să te întreb o chestie. Când ești mai mare, așa, flăcău și te mai uiți după fete, dacă mai cânti la un pian, ceva să uită altfel fetele la tine. După cum vreți să mai întrebe răspunsul, da, mă. Pe de altă parte, chiar cercetătorii spun că dacă citești o carte, timp de un an de zile, creierul lucrează cu termenii aceia și se clădește ceva în tine. Păi într-o țară cu analfabetism funcțional, le spun tinerilor, aducând cel mai departe argument, zic, și faptul că ești expus mesajului sau unui studiu sau unui timp de părtășie în care creierul tău lucrează cu cuvântul lui Dumnezeu, este un mare har. Pentru tine ca personalitate, pentru tine ca om, lucrezi cu acești termeni și cu toții știm, cuvântul Domnului este singurul care poate transforma, care poate schimba și care poate da viața veșnică. Spune-mi, te rog, acum au trecut ani, au trecut și copilul vostru de 12 ani, tu ți-ai predat viața lui Dumnezeu la 12 ani. Acum, când uiți în urmă, nu ți se pare că a fost prea devreme? Acum, când te judești tu pe tine, e doar o întrebare, că nu știu, n-am fost să zic în situația asta de aproape, chiar crezi că ai priceput la momentul respectiv mesajul Evangheliei? Ce a făcut Hristos pentru tine? La fel ca și în slujire, și în cazul acesta, botezul a venit la 15 ani. Am așteptat, oarecum, vârsta, să zicem, legală, între ghilimele. Da? La fel și în cazul slujirii, eu încă din clasa 8-a, 9-a, aveam acest gând, dar mi-era teamă să-l exprim, ca nu cumva să fie un gând al meu propriu. Am așteptat confirmarea celorlalți și atunci când un frate, doi, trei, au venit la mine și m-au întrebat, nu crezi că ar fi bine să te îndrept spre seminar, cum era atunci Institutul de București? Abia atunci mi-am exprimat și eu acest gând și... Frământarea ta interioară. Da, da. Am așteptat o confirmare din exterior care, fără îndoială, vine. Dacă Domnul lucrează în inimă, asta se vede și în afară. Deci 12 ani nu-i prea devreme să nu zgăriești inima lui Dumnezeu. Niciodată nu-i prea devreme. Puiu, ce te-a determinat pe tine? Am priceput, dar eu nu vreau să ajung la cruzi greșite. A hotărât solul să te botezi, hai că nu la singură și tu, sau? Atunci amândoi am fost pătrunși de Duhul lui Dumnezeu. A fost o săptămână de evangelizare. Nu să uit niciodată în anii 84. Chiar a fost și fratele Paul Negrus pe vremea aceea în Iriț. Și am hotărât, așa de la noi, am hotărât împreună că ne vom preda Domnului, ne vom preda viața Lui. Și biserica, când am ajuns în fața comitetului și era vorba de fapt să avem o catecheză, să ne învețe frații păstori și diaconii pe vremea aceea, ne-au pus la un test. Am vrut să vadă cam cum cunoaștem noi Biblia. Dacă cunoaștem Biblia, într-adevăr. Și ne-a pus acolo vreo 30 de întrebări, cred că, dacă nu mi-a... 30 de întrebări? Aproape 30 de întrebări. Și chiar am fost adus în fața bisericii, când am depus mărturie, și frații mai în vârstă ne întrebau ce înseamnă botezul, ce înseamnă nașterea din nou, ce este credința, cum vedem noi schimbarea aceasta sau pocăința, cum o definim. Ne-am și pregătit, da? Domnul fost... să mă ierte azi, cred că nici la ordinare îți mai deci, întrebări. Am fost supus un test. Și un frate mai în vârstă din comitet atunci a zis, mai fraților, este momentul ca să lăsăm pe acești copii,
Acum, dacă au hotărât să nu cumva să se răzgândească, să vină cel rău să fure sămânța, și să nu se mai întoarcă la Dumnezeu. E adevărat că maturizarea, cum spune fratele Berni, maturizarea a venit pe urmă. Noi am fost adolescenți. Unele lucruri nu le-am știut. Unele lucruri nu le știm nici le-am astăzi, primit da. Și experiența cu Dumnezeu am avut-o în urmă. În timp ce am mai crescut, sau când am ajuns la o anumită vârstă, sau când am trecut prin anumite încercări sau greutăți în viață. Dar Dumnezeu te modelează și te formează și este frumos, într-adevăr, să ai o anumită vârstă cu Domnul, să ai o anumită experiență cu Domnul și eu mă bucur pentru toți cei care se hotărăsc să se boteze la vârstă fragedă, la vârstă tineră, pentru că trebuie să profităm de timp, ca să slujim cu Dumnezeu cât mai mult. Pe alții întrebam, pe voi nu vă întreb dacă v-a părut rău, că s-a văzut clar, că nu vă pare rău deloc, ați luat hotărârea asta. Cum era, acum îmi pun o întrebare mai bătrânească, cum era tineretul pe vremea voastră? Bine. Sibiu, erau mulți tineri. 110-120 de tineri. În biserică? Da. La tineret, la ora de tineret, lunia. Iar concursurile erau concursuri pe cărți biblice, pe versete. Fratele Puiu amintind de interviu pentru botez și eu mi-aduc aminte, eu am avut, cum să zic, fixul ăsta. Poate că a fost și a rămas un defect profesional, la fiecare întrebare să răspund cu un verset biblic. Deci, așa era contextul, să spun, pe vremuri, în care materia numărul 1 de studiu în biserică, la tineret, era Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură. Și generațiile care au crescut așa au fost niște generații sănătoase. Și ne rugăm Domnului ca acest apetit să-l deschidem și pentru generațiile care sunt acum. Deși, interesant, oamenii sunt atrași de situații de viață, de răspunsul la problemele lor, e important să clădim răspunsurile pe care le are Dumnezeu, pentru că ele sunt întotdeauna. Păi Biblia îți dă răspunsul. Ele rămân adevărat, la sigur, pe baza oricărui caracter, oricărei vieți și... Bine, acum ești curios, dacă tu memorai versete, întrebarea mea, le memorezi foarte ușor? N-aveai de lucru? Nu mergeai la școală? Cum aveai timp să memorezi versete? Îmi aduc aminte cu drag de perioada liceului, care veneam acasă, și o oră, o oră și ceva, citeam Biblia. Înainte de a mânca. Ce? Îți dădeau părinții ceva? Nu. Sau? Nu. Am avut și frați mai mari care m-au învățat, sau mi-au deschis apetitul, să spun așa, cum să subliniez, ce să caut. Și am avut eu apetitul ăsta și... Un ceas pe zi să citești Biblia. Da. Și cele mai multe versete, chiar și acum, le știu din perioada aceea. Sigur, se prospătează. Îți dai seama că am avut o întrebare în minte, dar mă tem să o pun că suntem aici. Acum, ca păstor, mai citești un ceas Biblia pe zi sau nu? Dar o ștergem asta. Ce știi tu de la Cluj? Atâta pot să spun că, na, fiind a fost o biserică, și atunci a fost o biserică cu vreo 600 de membri, a fost și tineret, cred că au fost în jur de 100 de persoane, a fost grupe de copii, au fost mai multe vârste de copii, mai mici, mai mari, copii adolescenți, preadolescenți. Am avut și învățători de școală duminicală care ne-au îndrumat spre Scriptură, ne-au învățat din versete, ne-au pus să memorăm versete, ne-au pus la programele de copii ca să spunem versete sau versete de aur când era studiu biblic în biserică. A fost lucruri care ne-au prins foarte bine în perioada aceea și dintre părinții mei, mama mea, deci mă îndemna ca să învăț psalm, mai mult psalm. E adevărat că după ce îmbătrânești, începi să uiți. Deja începi să se schimbe, să-ți mai pierzi din memorie. Dar psalmii nu prea îi uiți. De aia e foarte frumos să-ți aduci aminte de Cuvântul lui Dumnezeu, cum a spus și fratele păstor, că din tinerețe, că nu le uiți. Acum e mai greu să memorezi deja, la o anumită vârstă mai greu poți memora. Dar nu e imposibil. Da, nu e imposibil, bineînțeles. Acum, cu cititul Bibliei, e adevărat că ai mai multe probleme când ai familie, dar
îi recomand la toți frații și la toți prietenii mei ca să ne facem timp pentru acest lucru. Este foarte important. Eu am avut o perioadă când m-am lăsat de cititul Bibliei și după ce Dumnezeu m-a avertizat printr-un accident, am hotărât ca să reiau această lucrare și zic că e foarte important ca sufletul să fie hrănit dimineața, să încep ziua cu Domnul. În ziua în care ai început cu Domnul, parcă îți merg mai ușor lucrurile. Parcă treci mai ușor peste ispite sau peste greutăți, de aceea recomand. Ca să ne facem timp, acum o oră, ar fi minunat dacă s-ar putea o oră să-ți faci. Bun, dar... hai să vă spun eu ceva. Dacă vorbești de o oră, pe orice domeniu, nu pe distracție, dar acum noi vorbim lucruri serioase, dacă vorbești de o oră, pare mult. Să vă zic un lucru la care m-am gândit eu. Dacă mi-ar zice cineva că trebuie să fac o oră de exercițiu fizic pe zi, am gândit, e imposibil să faci o oră. Și m-am gândit într-o zi, eu le mai rumeg așa, am spus, Viorele, sigur, o oră nu se poate. Ai putea să faci 20 de minute. 20 de minute dimineața. Nu mai accepta. Aș putea 20 de minute dimineața, te mai învârți un pic, nu știu ce. Păi faci 20 de minute dimineața, faci 20 de minute la amiază, mai faci 20 de minute seara, e o oră. Deci, până la urmă, dacă nu poți o oră acum, îți mai împarți, că nu mâncăm și fizic. Mâncăm acum un pic, un sandwich, cu tare. Am crezut că vă cruți de o întrebare, nu în sensul că ar fi greu. Dar m-am gândit că o să ziceți foarte mult, poate îmi dați varianta mai scurtă, dar vedeți voi? Acum, dacă tot a zis de atâta tineret, înseamnă că erau și fete, nu? Fete frumoase, pocăite. Cât a fost de ușor să vă însurați? Ia zi, bine. Poate te-a fete. E din Sibiu? Nu, din București. Hai să prescurtez așa. Să... vedem și apoi întrebarea de toate. Deci, poate fete din Sibiu, să însoară în București. Bun. Da. Am văzut-o pe soția mea prea dată în anul întâi. Și le-am spus colegilor, măi, am văzut o fată care mi-ar place. Ce ți-a captat atenția? Nu știu. Nu știu. Nu. Prezența, să spunem, atitudinea. Dar a făcut pâine, s-a aprins acolo. Și am lăsat-o, zic, dacă e voia Domnului, va fi cu siguranță. Și în anul 4, în ultima zi, când ea a fost în București, atunci am vorbit și am abordat-o pentru prima dată și... de 15 februarie, aș termina pe 14 februarie ultimul examen și Domnul așa a condus lucrurile în chip natural. Și atunci eu le spun tinerilor, când va fi aleasă sau alesul, vei avea acea certitudine și acea siguranță. Nu ai nicio liniște, nicio frământare, pentru că cei doi oameni rezonează. Sigur, omenește, ai o grămadă de lucruri de bifat, să spunem. Dar Dumnezeu le pregătește dincolo de orice așteptare și atunci când este voia Lui și darul Lui pentru tine, atunci toate aceste frământări sau lucruri de bifat ori se bifiază de la sine, ori dispar și din două una. Dar când te-ai dus și ai abordat-o, da? Nu te-a întrebat, dar ce ți-a luat atât de mult timp să... A fost ceva de genul. Nu știu dacă e cu o soție. Poate că am întâlnit-o și acum nu vreau să zic că... Poate într-o zi zice, frate, dar nu la mine acasă. Nu neapărat ce ți-a luat așa mult, dar cumva în relație ei cu Domnul, cumva lucrurile au... fost convergent. Deci, la mine frământarea era și eu tot încerc să mă abțin, dar iar îmi dau drumul. Azi am aflat câteva lucruri despre tine foarte. Am aflat, nu pot să dau foarte multe, că totuși în unele domenii are o viteză foarte mare, știi, dar nu spune mâncare. Și acum mă gândeam, păi, vitezoman acolo și el acum vede o fată bună, frumoasă în anul întâi și se duce la ea în anul 4, frate. Ei, soția îmi spune și astăzi, tu nu te iubești numai la una. Și ce te-a ținut pe tine liniștit 4 ani de zile? Încrederea aia în Dumnezeu? Sau relația cu Domnul, da? Nu uita ceva, da. Sau
Eu sunt mai calvinist așa de felul meu și dacă e de la Domnul, nu se poate să nu fie altfel. Păi toți suntem, și calvinist și arminian. Da. Depinde. Eu sunt mai mult calvinist. E bine, el prin voia suverană a Domnului, da, soția va aștepta fata. Da. E bun. Puiule, la Cluj, unde te-ai? Eu... Stai să ne spune că mai dus pentru un oraș. Interesant e la mine, pentru că mie mi-a plăcut foarte mult misiunea. Și în o perioadă aia, când mergeam în misiune... Dar nu mergeai pentru fete în misiune. Nu mergeam pentru fete, mergeam cu tinerii. S-a format în biserica din Iris ultimii dată, s-a format o corală de tineri, care am hotărât ca să mergem în fiecare lună la câte unul din bisericile de unde fac parte. Mm-hmm. Și a venit rândul la care mi-a ajuns să fie nepot, care m-a dus într-o biserică din Hunedoara, din Brad. Și acolo am cunoscut-o pe soția mea, foarte interesant. Deci nevastă ta s-a născut în Brad? Nu, ea s-a născut aici, în Pești și în Bihor, că am ajuns să fiu bihorean. Vreau să spun că botezul, am fost cu tinerii din Cluj la un botez, la o nepoată de-a noastră, la Brad, și acolo, când am fost cu tinerii, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să mă interesez de o anumită fată, care e soția mea, practic. Care s-a botezat? Care nu ea nu s-a botezat. Ai văzut acolo? Am văzut acolo, efectiv. Ea era, de fapt, mătușa la nepoții mei, la nepoată mea și la nepotul meu, care, de fapt, nepoată mea s-a botezat atunci. Și am întrebat, măi, e măritată fata asta? Pentru că am văzut cu copii în brațe, dar... Am și copii totuși, dar... Zice, nu, că sunt nepoții ei. Când e la alți cumnați de-ai mei. În Aleluia, ziceai. Da. Păi, și am zis așa, măi... Poate că Dumnezeu... Da, cel număr de telefon. Ne-am întâlnit aici, în Aleș, pentru că m-am ocupat cu fanfarele de aici din Negrei. Ne-am întâlnit în Aleș și... Totul a fost așa instantaneu și a fost așa de frumos. Deci ca și cum aș fi fost rânduit de la Dumnezeu. Când ne-am întâlnit prima dată, exact era ca și cum ne-am fi cunoscut de o viață întreagă. Deși am văzut-o prima dată și m-am bucurat pentru ea și cred că a fost reciprocă, cu siguranță a fost reciprocă această întâlnire. Și a dat rol. Și Dumnezeu m-a binecuvântat cu biserica din Peștiș, din Bihor, care este o biserică care o iubesc, care am frați care o iubesc. Avem o fanfară care e mult fanfară, asta e important. Și Dumnezeu m-a binecuvântat cu o biserică în care încă fanfara mai cântă. Aveți, frat păstori, în bisericile unde puneți în cuie instrumentele, o să primim, probabil ne va rândui Dumnezeu în veșnicie, altfel de instrumente care vor fi mult mai frumoase ca și astea pe care cântăm acum. Și eu recomand ca să nu puneți în cuie instrumentele nici în cutii, ca să ne umple praful și cât se mai poate, mai este har, mai avem sănătate, cât mai putem să ne adunăm în biserici, nu știm ce se va întâmpla, că zilele foarte grele. Și așa se spune, și așa scrie în cuvânt, că răscumpărați-le, că vremurile vor fi foarte grele, zilele sunt grele. Recomand să cântăm, fratelor. Să lăudăm pe Domnul. Da, și nu l-aș putea opri. Ar fi sacrilegiu să lucrez. Da, deci ar fi că sunt... Este în sângele meu fanfara. Deci asta cea mai... Îl moștenesc. Cea mai extremă expresie care mi-a spus un dirijor de fanfara. O să frace, fanfara e ca un drog. Pe noi să ne pui să cântăm. Eu mă uitam la tine și mă gândeam la dirijorul fanfare din Biserica Speranța. Nu mi-a dat el voie să fac priorități în viața lui, dar cred că după Dumnezeu și familie e fanfare. Deci dacă trebuie să doarm acolo, dar mi-am dat seama că dacă nu există o asemenea dedicare, nu poți ține o formație. Că fanfariștii sunt unii, nu a fost, unii sunt mofturoși, unii așa, unii cu pretenții, să-i împaci pe toți, să le aduci știme, cum e, să-i aduci împreună. De că mi-a luat, ți-ai pus un, știu eu, habar n-am ce, un memoristic, ți-ai adus, ai venit cu telefonul, acum cine mai vine cu memoristic, ți-ai pus și ai cântat, tu nu-ți mai trebuie chitară, nimic, să pui 15, 10, 20 de oameni împreună. E mare lucru, e foarte greu. Nici nu știu cât vor rezista formațiile, dar un lucru este sigur.
vor rezista câtă vreme există oameni devotați pentru ele și în față și acolo. Când dispare unul dintre ei, se duce. O unică precizare doar vreau să fac aici în Peștiș, unde m-a binecuvântat Dumnezeu să ajung. De fapt, este un dirijor local care de 35 de ani este dirijorul Pampare, care este și onorific. Dar am inițiat încă un băiat tânăr care dirijează Pampara, tot din cadrul pampariștilor, care s-a format și vreau să spun că el a fost motorul, care a fost cheagul care a ținut Pampara și eu l-am ajutat pentru acest lucru, ca să meargă, să funcționeze formația. Am colaborat și colaborăm foarte frumos și în ziua de astăzi. Am organizat, acum nu mai putem să organizăm misiuni sau ieșiri împreună. Sperăm să aducă Domnul vremurile astea ca să mai putem să mergem. Ați avut bine la Sibiu Fanfare? Nu, n-am avut. Deci, dar ai avut microbul sau nu? Nu. Cum ai ajuns să slujești în Bihor? Ai terminat la București, unde ai dus prima dată în slujire? În biserica în care sunt și astăzi. Da? De 21 de ani. 21 de ani. Da. Aveți fanfară sau nu? Avem. În Sibiu nu am avut strict fanfară, am avut orchestră, cor de tineri, dar am realizat și eu cât de utilă este această lucrare în viața tinerilor și în viața bisericii. Biserica este un organism viu și ceea ce ai în biserica locală trebuie să utilizezi la maxim pentru ca Domnul să fie onorat și proslăvit. Și pentru ca oamenii să fie, așa cum am auzit, adunați împreună, într-un scop comun, în constrânși uneori, ai spus, sunt 25-20 de oameni care trebuie să modeleze unul pentru unul. Și asta e o școală bună. Nu, sigur. Și din toate punctele de vedere, se creează și relații care țin pe viață. Am avut chiar o generație frumoasă de tineri care aveau școala vis-a-vis de biserică. Și dacă la mine eu mergeam de la școală și citeam Biblia, ei, în pauza mare, mergeau de la școală și cântau la biserică la instrument. Ce frumos! Deci, e important ca fiecare să, cu contextul unde îl găsește în slujire, să-l folosească la maxim, pentru ca oamenii să fie echipați într-o direcție sau alta, dar scopul este slava lui Dumnezeu, întâlnirea cu Dumnezeu și onorarea numelui Lui. Și slujirea lui Dumnezeu cu tot ceea ce avem. Nu știu dacă voi vă dați seama, eu încet, încet tot mă prind și pe când intrăm în discuție, timpul cum a expirat. Dar aș vrea să vă ofer ocazia pe final să spuneți câteva cuvinte, nu știu cui, tinerilor, păstorilor tineri, bisericii, gândiți-vă la o categorie de oameni la care ați vrea să le spuneți două cuvinte, dați-le un îndemn, Beni, uite. O să pornesc de întrebarea pe care n-ai pus-o, dacă în calitate de păstor mai citesc o oră pe zi Biblie. Aole, da. Bun. Fără îndoială, eu am crescut, imediat după Revoluție, eram în liceu, într-o perioadă în care nu erau toate device-urile pe care le au tinerii astăzi. Și cred că mare handicap al generațiilor care vin ar fi tocmai lipsa de meditație. E un îndemn și chiar dacă nu mai citesc o oră pe zi Biblia în stil, să zicem, în stilul de atunci. Niciodată nu am fost de acord cu un stil de maraton. Să bifezi ceva ca să fie făcut. Luați un cuvânt, luați un verset, luați un subiect și frământați-l în mintea voastră și în relație cu Dumnezeu, Dumnezeu va da răspuns. Asta este cel mai mare câștig personal pe care cineva poate să-l aibă. Asta este o cale de creștere în relația cu Dumnezeu. Pentru că vor veni generații și sunt generații deja asaltate de avalanșe de informație. Și ori de câte ori informația este prea mare, mai mult decât o pot duce copiii, apoi tinerii și așa mai departe, într-o astfel de lume este necesar ca omul să aibă timpul lui de meditație cu Dumnezeu. Aici cred că suferim toate generațiile, pentru că zicem noi nu mai găsim timpul. Timpul este, doar trebuie să ți-l faci. Și îndemnul meu este... Și pentru ce ne place găsim timpul. Da.
Îndemnul meu este, luați un cuvânt, luați un verset și rumegați-l, meditați asupra lui. Este un mare câștig. Atunci Dumnezeu îți dă răspunsuri. Atunci Dumnezeu lucrează la nivel personal, în chip tainic, adânc, și vei fi un om complet, vei fi un om desăvârșit. Avem versetul care spune, toată Scriptura este insuflat de Dumnezeu și de folos. De folos, tare, de folos. Ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Amin. Emanuel. Alături de fratele păstor ce a spus, eu aș îmbina cunoașterea Scripturilor și rugăciunea este foarte necesară, bineînțeles, în fiecare familie, în fiecare altar, în familie, fiecare biserică. Aș îndemna tineretul și frații care Dumnezeu le-a pus darul acesta de a sluji pe Dumnezeu, de a cânta la un anumit instrument. Nu neapărat fanfara. Acum eu iubesc fanfara, că am crescut în fanfara, printre fanfariști. Adevărat că a fost fanfara clasică, cea veche, cu cântări vechi, este o fanfară mai modernă, cu cântări mai moderne, o evoluată și tehnic și strategic, din mai multe puncte de vedere, fanfara a evoluat în ziua de astăzi. Îndemn toți frații și tinerii care au talent să-l folosească pentru Dumnezeu, să-l pună în negoț, pentru că e exact ca și cu pilda cu talanții. Dacă te-ai îngropat talentul, când va veni judecătorul, stăpânul, îți va cere la socoteală ceea ce ai făcut pentru el. Dacă ai un dar, frate sau soră, sau frate tânăr sau vârstnic, poți să cânti sau poți să supli într-un instrument sau ai învățat, folosește-l. Și chiar la maxim, până se mai poate, până mai avem har, până bisericile sunt deschise, până avem libertate. Așa cum am mai auzit, aia 30 de ani până anul trecut, a fost o paranteză pentru noi. Străim alte vremuri, suntem constrânși, este timpul mult mai scurt, s-ar putea să fim prigoniți și din alte motive, nu numai din punct de vedere al sănătății, să ajungă biserica să fie prigonită, s-ar putea, pentru că e scris în cuvântul Domnului că vor veni vremuri peste noi. De aceea, haideți, fraților, să lăudăm pe Domnul, îndemn și frații păstori, toți slujitorii, să susținem lucrarea Domnului, să susținem cor, fanfară, orchestre, tot ce există, orice instrument. Bineînțeles, în cadrul biblic să fie, să nu depășească ceea ce n-are voie să depășească, muzica, să fie o muzică care să corespundă, ca să laude pe Domnul. Și o muzică de calitate. Apreciez toți profesorii, toți dirijorii care sunt profesioniști, care vin în biserici, exact așa cum a fost și în Biserica din Peștiș. A venit Ciprian de la Arad și ne-a învățat, ne-a ajutat, ne-a inițiat, a pus bazele tehnice, execuție, tot ce vrei, stacatură, tot ce ai vrut, a ajutat. Deci e... M-am convins de un lucru, nu numai păstorii vorbesc mult. Noi predicăm mult și vorbim, da, și fanfariștii, când e vorba de fanfare. Dragilor, așa cum spuneau și frații, toți știm că se schimbă vremurile. Important este, într-o lume care se clatină, noi să ne ținem ancorați puternic de ceea ce nu se clatină. Îl avem pe Dumnezeu, care rămâne același. Mântuitorul nostru este același, Domnul Iisus Hristos, Duhul Sfânt este același, care ne învață să ne apropiem de cuvânt, să înțelegem cuvântul. Biserica trebuie să rămână aceeași în esența ei, cu aceeași misiune, să ducă speranța în Iisus Hristos și pentru viață și pentru veșnicie. Uită-te la darul pe care l-ai în viața ta, uită-te la lucrurile pe care ți le cere Dumnezeu, pe care ți le promite Dumnezeu și astăzi, dacă aș pune așa într-o mână Sfânta Scriptură, într-o mână Cartea de Cântări, indiferent de, să-L lăudăm pe Domnul, să învățăm de la El, să-L binecuvântăm și în timp ce noi îl binecuvântăm pe El și El ne binecuvintează pe noi, să fim o binecuvântare pentru mulți. Încă o dată vă mulțumesc frumos că v-ați făcut timp. Domnul să vă binecuvinteze. Salutări soțiilor. Mulțumesc că vă lăsați. Mulțumesc și să rămânem toți aproape de Domnul și în timp ce noi trăim frumos. Să-i ajutăm și pe alții să-L cunoască pe Iisus Hristos, că știm bine, El a venit să mântuiască, să ducă la slavă cât mai mulți fii. Un sfârșit de săptămână binecuvântat cu Domnul.